Dacă am avut un părinte imatur emoțional, este foarte probabil ca acel părinte să se fi comportat într-o manieră lipsită de empatie, să fi fost copleșit de sine și de nevoile lui și să fi fost în dificultate în a se conecta cu noi ca și copii. Un părinte imatur emoțional nu are capacitatea psihică de a se preocupa de nevoile propriului copil și de a le împlini într-un fel adecvat. Este o trăsătură, să spun așa, sau o condiție psihologică poate mai frecvent întâlnită decât ne putem imagina. Nu înseamnă că acești părinți au fost incapabili să fie persoane funcționale. Pentru că o persoană imatură emoțional poate să aibă diverse alte tipuri de trăsături și abilități care să facă să fie o persoană foarte competentă și funcțională în alte roluri, care însă nu are această abilitate psihică de a fi un părinte suficient de bun, pentru că a fi un părinte suficient de bun necesită o anume doză de maturitate psihologică. Dacă am fost copilul unui părinte imatur emoțional, este foarte probabil că ne-am structurat psihic în așa fel încât să putem relaționa cu acel părinte, preocupându-ne singuri de propriile nevoi și chiar îngrijindu-ne de nevoile acestui părinte și de dificultățile lui. De aceea, un prim pas în a ne recupera pe noi înșine ca adulți și în a deveni mai echilibrați, mai sănătoși, în a deveni cine suntem noi cu adevărat, presupune să facem un soi de doliu, o desprindere de imaginea și speranța pe care ne-am făcut-o în legătură cu părintele nostru. Copilul unui părinte imatur emoțional se construiește cu speranța și cu iluzia că la un moment dat acel părinte îi va împlini nevoile, ceea ce nu se prea întâmplă. Astfel încât, dacă ne dorim să ne dezvoltăm și să ne maturizăm psihic, o parte din procesul de recuperare este aceea de a renunța la această iluzie că dacă noi suntem mai buni, mai grijulii față de acești părinți sau mai preocupați de ei, ei se vor putea, la un moment dat, ocupa de noi așa cum avem noi nevoie. Acest doliu și această renunțare la iluzia unui părinte mai bun este dureroasă, este dificilă și desigur că necesită niște timp și o muncă cu sine specială, însă ne poate duce mai aproape de cine suntem noi cu adevărat și de către o stare de autonomie și de relaționare mult mai sănătoasă în raport cu proprii părinți, cât și în raport cu ceilalți oameni din jurul nostru.